Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru săptămâna 31 iulie-6 august. O săptămână începută cu o piramidă de pământ între lună, Marte, Jupiter, cu o lună plină în Vărsător, în data de întâi, dar și cu concentrarea energiilor sau, am zice, a frustrărilor, a tensiunilor în Jupiter, lucru pe care îl veți găsi explicat la horoscop. Pluto retrograd este într-un aspect benefic cu Neptun retrograd. Deci, în mare, cam acestea veți mai găsi alte lucruri, alte aspecte trecute la horoscop. Acum să vedem pentru noi ce va însemna această săptămână. Marea Preoteasă. O femeie matură cu ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion este o femeie totuși care vrea să vă afle secretele. O femeie care are aspectele lui Lilith, adică și benefice, dar și malefice, fiindcă oricum aceste secrete pe care ea și le dorește să le stăpânească, să fie stăpâna secretelor, poate să aducă și aceste aspecte. Ea își dorește foarte mult să folosească secretele celorlalți și să afle cât mai multe secrete. Voi, fericirea și schimbarea, cunoașterea, călătoriile. Aveți aici asul de cupe. Asul de cupe arată iubirea pe care voi o revărsați pentru ceilalți. Arătați această iubire pentru cei din jurul vostru, pentru familie, pentru cămin, dar și pentru divinitate. Și de asemenea aveți roata norocului în fericire. Fericirea voastră depinde de această roată a norocului. Am putea spune că voi nu vedeți posibilitatea acestei fericiri decât dacă ați avea noroc. Deci am putea spune că este bine să vă apropiați această roata norocului, prin a vă dori ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, ce este corect, să fiți fermi în această atitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și, bineînțeles, să vă ascundeți scopurile, veți primi în final cheia puterii în palma voastră. Acesta ar fi aspectul cu roata norocului. Schimbarea legată de cunoaștere, de călătorii, o să încercați să luați o schimbare și această schimbare să vă ducă spre ape liniștite, să fie benefică pentru voi și cei dragi. Deci, calm, armonie, înțelegere. Poate fi vorba și de o călătorie și acest lucru vi-l doriți în această călătorie. Resursele voastre sunt influențate de Îngerul Cumpătării. Deci voi vreți să studiați toate forțele care intră în joc, astfel încât să puteți să vă aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Îngerul Cumpătării arată acea dorință de studiu, de cunoaștere a acestor forțe care sunt implicate în acest joc. Lumea
la locul de muncă arată destul de multe pericole, persoane care nu vă acceptă, nu vă agrează, vă creează probleme, persoane care vă mint, vă lingușesc, vă bârfesc, dar și drumul vostru plin de pericole printre cele două turnuri. Poate fi vorba de drumul vostru prin viață, drum care nu este deloc ușor. Puteți merge pe acest drum sau nu? În ceea ce privește cariera, aveți cam tot ce vă trebuie pentru a vă atinge scopurile și pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri sau vecini, voi arătați că aveți familia alături, arătați că vă simțiți foarte bine în familia voastră, dar aveți și relații bune. Deci am putea spune că este un aspect benefic acest 10 de cupe. În schimb, legat de contracte, cineva, asocieri sau procese, cineva vă contestă munca voastră, vă contestă acumularea, vă contestă resursele, contractele, cam tot ceea ce ați făcut voi este contestat. Nu puteți schimba mare lucru la această persoană, fiindcă arată cumva și invidia acest 8 de monede. În schimb, pajul de bâte arată dorința voastră de nou, de începuturi, de a fi în mijlocul naturii, dar și dorința voastră de a călători în relațiile voastre pe care le stabiliți cu prietenii, cu protectorii, voi păstrați acest aspect important de dorință de a călători, de a fi văzuți de ceilalți în această activitate a pajului de bâte, unde el obține venituri, dar în primul rând ceilalți au și ei profituri mult mai mari. La familie, cămin, schimbare, transformare și sacrificiu. Deci am putea spune că în familie, în cămin, aveți acest as de monede. Asul de monede arată un fel de talisman al norocului, unde am putea spune că puteți să faceți investiții, puteți să primiți niște bani sau investiții care vă sunt permise, investiții poate într-o mașină, poate într-o locuință. Cam acesta ar fi asul de monede. Arată de obicei o stare de bine, o situație de progres. În schimb, schimbarea pentru voi aduce un nou de monede. Schimbarea arată posibilitatea de a primi niște bani dintr-o sursă secretă. Par să fie bani din într-o activitate secretă. Deci este ceva, un lucru care am putea spune că veți primi acești bani și vă dau o stare de bine. Puteți să investiți, puteți să faceți ceea ce doriți voi cu ei. În schimb, optul de cupe arată sacrificiile voastre, fiindcă acest
om care a umplut aceste cupe cu sacrificii, îl observați, el este cumva nemulțumit, lasă aceste cupe în spatele lui așezate în ordine și preferă să privească spre viitor. Deci, voi vă doriți norocul, vă doriți să țineți sub control o situație legată de resurse, de bunuri materiale, dar la locul de muncă totuși aveți, am putea spune, foarte multe riscuri, foarte multă răutate, bârfă, minciună și, de asemenea, asul de monede este singurul vostru talisman al norocului, care arată că puteți să faceți niște investiții, aveți cu ce, dar mare atenție că soarele nu este într-un aspect benefic cu Jupiter să vă permită să faceți aceste investiții. Deci eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să trimiteți mai departe aceste etalări. Și vă mulțumesc!